vina mea. În urma ultimei mele iubiri nefericite, am decis să mânec amarul în Blastmasters. Oh, nu poate fi adevărat. Vă spun eu, e suficient ca să îmbolnăvești un tip. Plângând după laptele vărsat. Cam încă o duzină de ghemuri de lână și voi avea suficiente să tricotez un pulover pentru papa. Problema cu puloverele de lână e că sunt bune doar pentru un anotimp. Nu, problema cu puloverele de lână e că miros și te gâdilă. Cici Tafu, campion mondial al role în bucătărie. Ne-o de diseară. Scumpete, ai uitat să o mulci pe Suzy. E rândul tău acum. Campionul mondial e împiedicat să stabilească un record de către o capră amărâtă. E jalnic. Dacă eu aș fi Marea Uniune, aș face lucrurile așa încât caprele să nu mai producă lapte. Cici, tu vei fi primul care va gusta laptele din această nouă mașină de muls. Du-te și adu-i și pe ceilalți. Nimeni nu trebuie să rateze acest eveniment istoric. E o mașină non-stresantă. Merge cu energie eoliană. Senzorii direcționează ușor ceștile și sistemul scoate un sunet precum o briză montană ce suflă prin frunzele copacilor. Fantastic, drăguțul meu inventator. Invențiile lui tata nu poți fi niciodată, frate Julie. Oh, crești copii, îi hrănești cu germen de fasole organică și asta e mulțumirea pe care o primești. Nu s-a risipit chiar tot. Am reușit să păstrez niște lapte. Și eu, în părul meu. Dă-i Lole, ea e o fetiță în creștere. Ea și l-a băut deja pe al ei deșteptule. Ăsta e doar pentru tine. Ce faci? Scap de laptele de la capră. Părinții mei spun că e o sursă incredibilă de calciu și vitamine, dar eu spun că e chiar grețos. Poți să-l gust? Tu clubești? E delicios. Poate odată la 10 ani, dar în fiecare dimineață. Arăt groaznic. Țin seama părul meu, dimineața asta a fost... Arată grozav! Cum ai făcut asta? E un gel inventat de bunica mea. Ar putea să ne dea formula? Nu. E de ce nu? E un secret de familie, îmi pare rău, fetelor. Ce, rege? A domnit după Henric al VI-lea. Henric al VII-lea! Corect. Și ce rege a venit după Henric al VII-lea? Henric al VIII-lea! De când răspunzi tu la întrebările profe, a? Mă simt inteligent astăzi. A? Și alte întrebări? Ce? A fost laptele caprei tale, sunt sigur. Toate vitaminele alea și calciu mi-au dat un impuls. Hei, Cici, aș vrea puțin lapte din acela energizant pentru testul la biologie. Nu e energizant, e doar lapte de capră. Chiar o să te plătim pentru el. E bine, atunci livrarea mâine dimineața asta. Nu uitați, mă. Cici, ce faci aici? Nimic, eu doar respiram roa de dimineață plină de ion pozitiv, ha? Stai liniștită, Suzy. Să-ți spun, Lola, am petrecut întreaga noapte lucrând la mașinăria asta, dar cred că e gata de acțiune. Grozav, tată, mă bucur să aud asta. Dar sunt în întârziere, trebuie să plec. Bună dimineața și ție, Suzy Q. Măi, Cici, laptele e cu mult mai ieftin la supermarket. Bine, dar al meu e singurul lapte macrobiotic. Din alea care îți energizează neuronii la testul la biologie. Au! Haide, Lola, fii de gașcă! Spune-ne secretul gelului tău de păr!
Nu pot. Bunica e singura persoană care îl știe. Aparent, când vine vorba să împărtășească secrete de frumusețe, Lola își uită brusc prietenii. Haideți, fetelor, să mergem. Oricum, miroase a brânză aici. Șofranul meu dulce de toamnă. Mă duc la Bea pentru puțină meditație transcendentală. Bine, ne vedem mai târziu. Testul ăla a fost o nimica toată. Vezi? Ce v-am zis eu, oameni buni? Ah, apropo, băieți, joi un test la istorie. Așa că, dacă vreți mai mult lapte, mai bine comandați-l de pe acum, ca să fiți siguri. Eu vreau 3 sticle. Eu vreau 5. Wow, mai ușor. Nu iau comenzi decât de la clienții care plătesc în avans. Hei, yo, bravo! Mă întreb dacă ăsta e cel mai bun moment să încerc mașina de mulți. Suzy nu pare să fie într-o formă bună. Dacă ar fi ceva în neregulă cu capra asta, aș fi observat cu siguranță. Haide, căprițo, chiar o să-ți placă asta. O să-i fac resuscitare gură la gură. Nu te panica, lotusul meu delicat. Cred că Suzy e doar epuizată. E numai vina mea. Am folosit prețiosul ei lapte pe părul meu. Cam cât lapte? Dimineața asta am luat un pahar plin. Un pahar plin nu e suficient ca să epuizeze o așa căpriță puternică precum Suzy-a mea. Ei, ce se întâmplă? Tata a epuizat-o complet pe Suzy cu mașinăria lui. Asta e o glumă, nu? Am plătit în avans și vrem laptele nostru energizant. Am avut probleme cu furnizorul, dar stai așa că mâine e ziua pentru livrare. Așa să fie. Fă Margareta mai apetisantă, mai frumoasă. În 1950 eram apetisant. Acum sunt un pic depășită. Dacă înăuntrul tău nu te simți Margareta, nu o să meargă. Ce nu o să meargă? Înainte să-și găsească locul în cosmos, Suzy trebuie să-și ia înapoi locul în lanțul trofic, între lup, prădătorul ei, și Margareta, hrana ei. Corect, eu am teme de făcut, vânătoare plăcută. Fă-l pe lup să pară amenințător, chiar înfiorător. Nu, trandafirașul meu scump, sună exact ca o stafie. Păi, totuși, Suzy se simte mai bine? Păi, lapte de soia, brânză de capră, zahăr granulat. Încă nu e bine. Adevăratul lapte de capră e și mai dezgustător. Aș putea să pun făină de linte. Da. Cici, prăjiturica mea dulce cu Susan, vrei să vezi tu cine e? Lapte energizant! E vreo problemă cu soneria, Cici? Nicio problemă, mama, e regulă, dar vezi, s-a oprit. Nu deschide ușa, nu e nimeni acolo. Mamă, o să mă urăști pentru asta. Ceea ce s-a întâmplat cu Suzy e vina mea. Le-am vândut copiilor lapte de capru și acum tot mai vor. Păpădia mea dulce, ce copil grozav ești tu! Ai reușit să-i convingi pe prietenii tăi că laptele de capră e cel mai bun? Da, deși n-a fost ușor. Cici, ai marcat o victorie majoră asupra laptelui pasteurizat. Lapte energizant! Liniște, vă rog! Reveniți peste 2 ore și vă garantez că veți avea tot laptele de capră pe care îl puteți bea. Da, bravo! Așa să fie! Da. Bine, am hotărât să vă dau formula secretă a bunicii pentru gel de păr. Ascultați, mereu să faceți amestecul într-o noapte cu lună plină. Ingredientele: 2 rămurele de salvie sălbatică, 1/4 de uncie de cimbru, 3 caise fermentate după 2 zile de iepie. E atât de complicată încât e ridicolă! Știi foarte bine că nu vom putea niciodată să o facem. Da, mi-am dat seama de asta, așa că v-am adus ultimul borcan rămas. Dar nu ajunge decât pentru o persoană. Eu sunt aceea?
Ce să zic, măcar ar fi putut să-l împartă. Ups, se pare că i-am dat din greșeală șamponul bunicii cu alte de mare. Este fantastic! E cea mai măreață zi din viața mea. Mâine, Cici, o să-i conving să mănânce chiftele din soia în loc de carne. Nu-i așa? Hai să nu ne lăsăm duși de val, măi, mamă. Am corectat ultimul vostru test de biologie și aș vrea să felicit întreaga clasă. Notele variază între 5 și 8. Bun, scrie așa. Dragă domnule sau doamnă, dacă fiul dumneavoastră a luat un 5 la biologie, este numai vina mea. Toate criticile sunt direcționate asupra mea. Semnat, Cici Tofu.